Dar ai mâncat aici, pentru că ai frânat, că altfel îți frânam eu. Uite, ți-ai luat 15 puncte aici. Executarea, uite, vezi, acum eu aș putea să te pic la faza asta. Găbițe, întoarcerea cum să facem? Dintr-o mișcare? Păi dacă aveam loc. Nu, eu nu vreau dintr-o mișcare. Eu folosi ambele benzi, băi, găbițe. Deci te-ai mutat, mă, pe doi. Eu chiar nu te-am înțeles acolo. Salutare, prieteni, bine ați venit la o nouă ședință de condus. L-am alături de mine pe Gabi. Salutare, Gabi. Gabi, astăzi facem o simulare de examen. Uite, plecăm chiar de aici, de la zona de examinare, da? Avem fișa conformă exact cum e la examen, da? Să o și completăm noi aici, să fie ok. Așa, 25 de minute, da? O să mergem pe traseu. Nu o să-ți mai zic nimic, da? Doar acum îți dau punctajul exact cum face examinatorul, da? DB20, așa. Suntem în 20.02.2023. Așa, cât avem? 9.50, hai să punem 9.55. Că mai stau un pic. Așa. Deci ar veni 25 de minute. Așa. Hai că asta la sfârșit o să-ți dau ție să se mescă. Păstrăm pixul la îndemână aici. Așa. Fișa o lăsăm pe aici. Deci, găbiță, da? E atitudine, frumos, luăm un pic în serios simularea asta, da? Să vedem ce greșim și unde mai avem de corectat. Ok? Bun. Dar cam trebuie să ne întoarcem pe la și 20, da? Și facem așa, o simulare, o să mergem cam pe unde au fost elevii mei de aici, de la mall, pe unde au plecat pe trasei, da? Poate să te ia prin tot orașul, nu e nimic interzis la ei, da? Noi avem niște trasee interzise, dar la ei nu e nimic. Poate să te ia pe unde vor ei, da? Atenție în trafic, atenție pe semnalizarea rutieră, atenție cu acordarea de prioritate. Astea sunt faptele cele mai grave care poți să le faci de 21 de puncte, da? Și ești picat, adică. Ok? Hai să-i dăm drum. Să începem simularea.
următoarea intersecție o să mergem la stânga. Vezi acolo unde scrie Penny, hai să intrăm acolo în parcarea aia la Penny. Unde este la? Da, prima la stânga, da? Aici vreau o parcare cu spatele. O parcare cu spatele, da? Intersecție, o să mergem la dreapta.
să mergem. Acolo pe dreapta ne oprim și vreau să executăm întoarcerea mașinii de pe sensul ăsta pe celălalt sens. Găbiță, întoarcerea cum să facem? Dintr-o mișcare? Păi dacă aveam loc. Nu, eu nu vreau dintr-o mișcare. Vreau din trei mișcări. Da? Uite, ți-ai luat 5 puncte aici. Executarea. Așa. Bun, mergem înainte. Așa. 5 puncte. Executarea neregulamentară. Incorrect. Se face la dreapta, mergem. Întoarcerea se face din mișcări înainte și înapoi. Da? Nu ne iese din 3, putem să facem mai dinainte, mai multe, dar din mișcări înainte și înapoi. Zici că acum te-am pus prima dată să faci întoarcerea. La stânga mergem. La stânga mergem. Nu, întoarcerea o facem din mișcări înainte și înapoi. Vezi, acum eu aș putea să te pic la faza asta. Ce am zis, forțarea la depășiri nu facem, da? Intrăm în boldură. Aici, aici examinatorul interpretează cum vrea el, dacă vrea te pică aici. Ha, eu trec cu vederea. Mergem mai departe. Deci am zis, nu mai forța la depășiri, că asta e de picat la examen. Mergem la dreapta. Te oprei acolo, lângă mașina aia albă, sau ce era aia.
De ce ai făcut treaba asta? De ce te-ai mutat pe 2? Nu mi-a făcut treaba. De ce? Dacă banda 1 e liberă, tu ce cauți pe 2? Că nu mergem la stânga sau ne întoarcem. Dă-i să merg. Nu, e liber. Păi da, dar și 1 e liberă. Noi trebuie să avem banda 1. Aia e treaba. Da. Erai mâncat aici, pentru că ai frânat, că altfel îți frânam eu. Da, foarte bine. N-am vorbit noi, mă. Păi, tocmai, ăsta e cel mai bun semafor cu timp, da? A, mai vezi 2-3 secunde, păi nu mai accelerezi, lași mai ușor și te oprești. Da, foarte bine. Intersecție, o să mergem la stânga. Zic mai din timp ca să, așa, să te încadrezi, pentru că aici e o circulație foarte mare.
următoarea intersecție, mergem la stânga. Să ne întoarcem aici la zona de examinare. Doar înăuntru? Da, la dreapta. Stânga. Și bagul pe stânga aici. În parcă aici. Așa. Liber. Las-o așa pornită. Bun. Las-o așa pornită. Bun. Hai să vedem ce am greșit, da? Timpul e ăsta, e 25 de minute. Am plecat la fără 5, am ajuns la și 20, da? Ia piciorul de pe frunte. Nu mai stă așa. Să începem cu forțarea la depășiri. Deci acolo era interpretabilă treaba, da? S-am zis de atâtea ori, nu mai forța la depășiri. Ai răbdare, te oprești acolo, treceți timpul, e în favoarea ta. Păi nu aveam loc să intru pe dreapta. Nu aveai, dar stăteai acolo lângă ăla sau în spatele lui, că deja îl văzusei pe ăla că venea din față. Dacă te opreai în spatele lui, era bun.
întoarcerea mașinii se face din mișcări înainte și înapoi, da? Nu dintr-o mișcare cum ai vrut să-mi faci tu. Bun, aia te-am punctat, 5 puncte ți-am dat, da? Că n-ai folosit cum trebuie, n-ai făcut cum trebuie. Așa. Înainte în sensul giratoriu. Te-am folosit ambele benzi, băi, găbiță. Deci te-ai mutat, mă, pe doi. Eu nu, chiar nu te-am înțeles acolo. De te-ai mutat pe doi. Păi de-aia era liberă și banda 1 era liberă. Ha? Nu mergeam pe unul noi frumos, nu mergeam înainte, nu trebuia să ne ținem banda de pe unul, pe unul. Ce-ți veni ție să te muți acolo? Pe doi. Bun. Da, avem 10 puncte, în afară cu ce am făcut acolo, forțarea la depășiri. Da, cam astea ar fi. Deci executarea neregulamentară a întoarcerii și folosirea incorrectă a benzelor. Am dat eu aici 5 puncte. 5 cu 5, 10 puncte. Deci admis. Mai mare atenție aș vrea. Și încă un aspect care vreau să ți-l aduc în vedere. Eu ți-am mai zis de atâtea ori. Nu mâna și întoarce capul. Întoarce capul, mă, că te asiguri. Eu știu că tu te asiguri cu coada ochiului, dar examinatorul nu vede treaba asta. Ai înțeles? Eu m-am obișnuit cu tine, te cunosc acum și știu cum te uiți tu cu coada ochiului, dar examinatorul nu te vede. Dacă el te vede, te uiți numai așa în față. Nu este ok. Și o să-ți dea pentru neasigurare, o să-ți dea punctat, să știi. Nu, întoarce capul frumos, stânga, dreapta, da, să te vadă că te auzi. Da. Bun, cam atâtica pentru... Faci numai așa, da. Poți să faci și da, GMN aici. Bun, hai să oprim motor. Luăm o mică pauză. Așa. Cam atâtica pentru simulare. Nu răspinișor, ai dat semnale, n-a fost rău. N-a fost rău deloc.